Și pulbere, țărână de tine să alege, căci asta e a lumii nestrămutată lege, nimicul te aduce, nimicul te reia, nimic din tine în urmă nu va mai rămânea. Ce stai pierdut pe gânduri tu, om cu minte mare, și de un ceas mai bine moi pana în călămare, sub fruntea încrețită și ochii cugetător, cu ce-ți muncești tu creiere, sărmane muritor? Alcătuirea vieții, a sufletului fire, patetic preocupă măreața ta gândire, dar nu mai s-afli calea acestor cercetări, îți trebuiesc răspunsuri la sute de întrebări. Pe masa ta, înainte-ți, stau pagine întinse, ce fiecare anume de mâna ta fost scrise, idei fără de număr ce în minte le-ai cernut și care pe hârtie apoi le-ai așternut. Ți-ai petrecut viața în muncă nesfârșită și-a ta speranță zilnic în suflet fu hrănită. Ca ascuțindu-ți mintea în vecinicul mister, ea va pătrunde odată, ea va pătrunde în ce. Ce-ai tresărit? Misterul aflatul ai tu oare? Ba s-a vărsat cerneala cuprinsă în călămare și pe ale tale pagini o noapte s-a întins? Nimic nu-ți mai rămâne din cât ai fost tu scris. Căci pulbere, țărână de tine să alege, aceasta e a lumii nestrămutată lege. Nimicul în ea te duce, nimicul te reia, din vecinica ei taină nimic nu vei afla. Veronica Miclea.